nu știu ce să fac. Mulțumesc tare, tare mult pentru tot ce se petrece astăzi aici. Sunt extraordinar de emoționată că ați venit la această lansare. Vă mulțumesc din suflet. Vă spun bună ziua. Sunteți solidar cu mine în acest moment, când eu cu adevărat sunt foarte emoționată și simt dinspre dumneavoastră așa că vine un gând bun și asta îmi dă și mie un sentiment mai bun. M-ați copleșit atât Lidia Boda, care, nu știu, mereu am spus despre Lidia că niciodată nu greșește când vorbește la lansări și am auzit-o vorbind de, nu știu, cred că de zeci, de sute de ori și cu aceeași extraordinar de bună intuiție a subteranelor unei sau unor sau foarte, foarte multor cărți, căci este sufletul Humanitas, cred în mintea Lidiei Bodea și stă acolo în siguranță. Despre Mihaela Miroiu, căreia îi mulțumesc din suflet că a venit aici, care mă onorează, extraordinar, pentru că eu admir nespus și o admir pe, din, de zeci de ani și mi se pare că face enorm pentru noi și pentru schimbarea lumii în care trăim și pentru precizarea acestei lumii, culorile în care trebuie să fie văzută. M-a copleșit cu tot ceea ce a spus. Mi-a dat lacrimile, trebuie să vă spun, atât la Lidia, cât și la doamna Mihaela Miroiu. Ce să vă spun despre Regina? O să vă spun câteva lucruri. Pentru mine a fost un pariu narrativ pentru că a locuit din nou în mintea unei femei care de data asta nu mai este un copil, cum a fost în Pelinul Negru, ci este o femeie matură, este o femeie în vârstă. Am stat în capul unei femei în vârstă care este pe deasupra și paralizată și este pe deasupra și fără voce. Este o femeie fără voce. Ea e cea care spune cartea. Și am știut că trebuie neapărat să rămân acolo, oricât de greu mi-ar fi, să-mi adun toate puterile mele de energie și de credință ca să duc la capăt această carte, pentru că ea, într-adevăr, cumva face parte din misiunea mea pe termen lung, ca să zic așa. Întotdeauna am știut încă din... De când am intrat în literatură, că eu sunt un martor, printre altele, că sunt un martor al unei lumi, că eu am avut privilegiul de a trăi într-un spațiu diferit de alte spații din țara aceasta, pentru că m-am născut într-un orășel mic din Munții Rodnei, în care, practic, am trăit mereu la marginea fabulosului. Am trăit în vecinătatea istoriilor fantastice care sunt grefate pe lumea reală. Ele nu țin de fantastic, ele fac parte din viețile oamenilor. De asta în cartea Reginei și în Pelinul Negru, dar acolo mai puțin, în cartea Reginei mai mult, am încercat să recuperez parte din substratul acesta, mie mine să-i spun arhetipal, de antropologic, de culturi paralele care e de necrezut că mai există pentru că ele practic sunt aceleași cu cele de acum mii de ani. Adică oamenii de aici, personaje din această carte, chiar se întâlnesc cu zânele. În copilăria mea, și acum fac această mărturisire, bunicul meu s-a întâlnit cu zânele. Adică nu mă întrebați dacă asta e adevărat sau fals. Pentru mine a fost adevărat în copilărie. Și pentru toți oamenii pe care l-ascultau pe bunicul meu, povestind întâmplarea, a fost perfect reală. Și celălalt bunic al meu s-a întâlnit cu zânele, dar despre el a scris în Pelinul Negru, cred, despre întâlnirea lui cu zânele. Deci am venit într-o astfel de lume, a fost într-un fel marea mea șansă. Este lumea despre care eu n-am vorbit mult timp, prin
lumea ale mele, norul și credința. Dar după ce am abandonat-o, pentru că aceste cărți, romanele pe care, atât pe Linul Negru, cât și Cartea Reginei, au trebuit să crească încet. Ele sunt din niște sâmburi care au existat întotdeauna în mintea mea. Cartea Reginei nu a fost scrisă într-un an, n-a fost scrisă în 2 ani și nici în 40 de ani. Credeți-mă că este de mult mai mult timp în capul meu. Pentru că a trebuit să vină în lume. Este o carte care m-a locuit, însă nu am avut nouă energia. A trebuit să am răbdare. A trebuit să am răbdare ca să înțeleg mai mult din ceea ce este viața, așa cum e ea, ca să pot să scriu cartea asta. A venit vremea să o scriu și am scris-o cu foarte mare greutate. Vă mărturisesc că n-am scris niciodată ceva mai greu. Fiecare capitol al acestei cărți a fost pentru mine ca un munte pe care urcă Sisif și urcă și urcă și urcă. Și am urcat mult pe acest munte, dorindu-mi să-mi păstrez mințile. Da, asta a fost foarte greu, să rămân întreagă și slavă cerului că am început să scriu într-un moment de echilibru interior, ca să zic așa, încât am avut destulă putere ca să o duc până la casă. Este o carte cu multe povești, sunt multe povești fantastice, sunt poveștile unor oameni speciali, este povestea unei limbi care este specifică acelor locuri. Mie întotdeauna mi s-a părut extraordinar de mare păcat că noi nu prețuim sub dialectele sau culturile acestea paralele din teritoriul acestei țări. Pentru că eu am început să vorbesc în subdialectul meu de acolo, care e un subdialect între Bucovina și Maramureș, adică e așa, o mixtură. Până la 6 ani am vorbit așa. După aceea, sigur, a venit școala și școala nivelează foarte tare lucrurile, dar eu, de exemplu, de multe ori mă pomenesc spunând lucruri în subdialect în capul meu. Pur și simplu, chiar dacă în mod normal nu-l mai folosesc de zeci de ani. Sau firește, dacă mă rog sau așa, nu pot să o fac decât în subdialect, pentru că așa am învățat eu când eram foarte mică. Și am personajul meu trăind în această lume, care mie îmi este foarte familiar, adică în descrierea acestor oameni, acestor locuri, acestor povești fabuloase, nu am greșit, pentru că sunt parte din ele și ele sunt stratificate în mine de foarte mult timp. Mi s-a părut important să recuperez parte din limbajul de acolo. Nu deranjant. La sfârșitul cărții, când s-a făcut redactarea, chiar mi-a scris doamna redactor, care trebuie să mă uit aici, chiar vreau să-i mulțumesc pentru că a fost extraordinară. Iuliana Glăvan, mulțumesc mult Iuliana Glăvan pentru redactare, mi-a scris la sfârșit, eu nu înțeleg mai multe cuvinte din carte, oare să punem note de subsol? Nu erau așa de multe, erau vreo 5-6. Și după aceea mi-a spus, dar am în redacție, am un coleg care e din Maramureș și el mi-a spus ce înseamnă fiecare și până la urmă am decis să nu punem note de subsol pentru că ele apar sporadic și ele sunt pentru culoare. Nu sunt ca fiind ceva esențial și sunt în general ușor de dedus din context. Nu știu ce să vă zic mai mult, asta este aici. Vreau să-i mulțumesc iarăși Lidiei Bogdan pentru încrederea pe care mi-a arătat-o. Dacă n-aș fi avut lectura ei extraordinară și n-aș fi avut entuziasmul ei, cartea aceasta n-ar fi fost acum în fața dumneavoastră. Am simțit-o foarte tare pe Lidia alături și asta m-a emoționat foarte tare, Lidia. Mulțumesc mult de tot! Vă mulțumesc și dumneavoastră! Sper ca Regina mea
să ajungă în adâncul minților și al sufletelor dumneavoastră. Mulțumesc mult!